Chemați și garda și poliția economică repede. Haideți ca să rezolvăm. Chemați-le dumneavoastră. Vă doresc o zi bună. Domnul, sunteți în curtea poliției. Domnul, da, vă doresc o zi. Sunt pe spațiu public. Domnul, dar de ce fugiți, domnule? Ilegalitate? Domnul conducător auto. Domnul! Bărbatul aflat la volanul mașinii în care era transportată marfa fără documente a susținut permanent că are acte, dar fără să le și prezinte oamenilor legii. Ce-ați făcut? De ce vă feriți atunci? Da, aveți marfă fără acte? Nu. Atunci ce v-au adus aici? Nu știu, dumnealor știu mai bine. De ce fugiți? Nu vorbiți, domnul Tatomir, nu vorbiți. Dacă nu vorbiți, atunci e mai rău. Haideți, vă rog frumos, ca trebuie să le inventariem. Da, scoateți-le dumneavoastră. Scoateți-le dumneavoastră, nu e problemă, luați-le. Luați-le dumneavoastră, avem mafte, avem tot. Nu e niciun fel de problemă. Da. Acesta a continuat cu ironiile. Ce cu marfa? Unde sunt actele? Păi dacă nu m-a lăsat să le prezint... Arătați-i! Păi dar lăsați-mă să mă să le iau! Nu! Domnul, n-a făcut 2 metri! Domnul conducător! Marfa pe drumurile publice circulă cu aviz de soție. Să trăiți, haideți că avem treabă! Ok, e foarte bine! Vedeți că ne înțelegem! Vedeți că ne înțelegem! Da, domnul Tatomir! Nu-i problemă! Pentru magazin e marfa? Nu! Da? Pentru mine! Și ați dat documentele la magazin? Ia și notează! De unde ați luat-o? Bărbatul nu a fost deranjat doar de controlul oamenilor legii, ci și de prezența jurnaliștilor în curtea poliției municipale Târgu Jiu. Dar voi trebuie să stați aici? Vă deranjează? Nu mă deranjează, dar chiar trebuie să stai în spate. Okay. Și omori țipor decât pe lumea lantă, nu pe lumea vie. Nu se pare că aveți cam mult tupeu? Și dacă am tupeu ce? Care e problema ta dacă am mult tupeu? Haide să nu ne supărăm. Care e problema ta că am mult tupeu? Domnul conducător. Polițiștii de la rutier au mai prins un șofer în aceea situație, tot în această dimineață. În cursul acestei dimineți, lucrătorii serviciului rutier au organizat și desfășurat o acțiune pe linia verificării legalității transportului de mărfuri. Cu această ocazie au fost identificați 2 administratori de societăți comerciale care transportau produse alimentare fără a deține documente de proveniență legală. Șoferii au fost amendați, iar marfa a fost confiscată. Vor fi sancționați conform legii 12/1990 republicate cu câte 1000 de lei fiecare, iar întreaga cantitate de marfă va fi ridicată în vederea confiscării. Ce prevede legea? Pentru că mulți dintre ei spun că au facturi, dar le au acasă. Deci legea prevede ca orice marfă care circulă pe drumul public să fie însoțită de aviz de însoțire a mărfii sau factură. Dumnealui are un bon fiscal. Bonul fiscal este folosit numai de persoana fizică, nu și de un administrator de societate. Valoarea mărfii confiscate a fost de aproximativ 2000 de lei. Patronul poate contesta în instanță măsurile luate de polițiști. Controale vor fi făcute și în perioada următoare.